Ne aflăm aici, în atelierul de pictură al reginei Elisabeta, de la prima mansardă a castelului Peleș. Sala în care regina picta împreună cu doamnele ei de onoare. Sala a fost construită în 1906. Această zonă a castelului Peleș, etajul al doilea sau mansarda, așa cum spun angajații muzeului, a fost retrasă din circuit încă din anul 2013. Lipsa de personal și degradarea scării interioare care făcea accesul au fost motivele care au stat la baza deciziei administratorului. Ne aflăm pe coridorul de nord de la prima mansardă a castelului Peleș, unde cea mai importantă piesă este reprezentată de această masă din lemn de stejar, cu blatul din ardezie, pe care au semnat membrii familiei regale române. Anul trecut, Institutul Național al Patrimoniului a început procedura de restaurare a teraselor exterioare ale castelului, intens degradate și care acum sunt echilibrate cu bârne din lemn. Procedura se află încă în faza de licitație. Mansarda 1 a fost deschisă la cererea publicului vizitator, dornic să vadă și alte încăperi destinate oaspeților regali. Mansarda a fost și a proiectată de Karel Liman între anii 1903-1906, odată cu galeria de marmură, sala de concerte, sala mică de muzică și baia reginei. Turiștii pot vedea apartamente destinate oaspeților, cum ar fi apartamentele doamnelor de onoare ale reginei Elisabeta, atelierul de pictură al reginei Elisabeta, locul preferat unde își desfășura activitatea artistică, pictura în general, apartamentul lui Vasile Alexandri, al muzicienilor George Enescu, Dimitrie Dinicu, și dintre toate, cel mai important este apartamentul în care a locuit în perioada 1889-1892 principele moștenitor Ferdinand, devenit în 1914 regele Ferdinand I. Un tur complet al castelului, parter, etajul 1 și etajul al doilea, are și un preț pe măsură, pentru că biletul de intrare este de 150 de lei de persoană. Pentru pensionari 75 de lei, iar pentru studenți la 37,5 lei. Suntem din Tulcea, am venit într-o scurtă vacanță, am vizitat 3 zile Sibiu și alte 3 ne-am dorit să vizităm Brașov. Este a doua zi de când suntem în Brașov și, bineînțeles, pentru prima oară când vizităm Castelul Peleș. Emoționant, fără cuvinte, istorie. E minunat. Candelabrele și zona bibliotecii, cam tot ce se află acolo. Și sunt fascinată de pasajul ăla. M-am uitat și, într-adevăr, da, erau mici legături cumva, că acolo ar exista ceva în plus, mai mult decât un raf cu cărți. Am înțeles. Da. În rest, nu, totul e frumos. Și mineul din locul de, din camera de lucru al regelui, totul e minunat, da. Ansamblul domeniului regal de la Sinaia nu înseamnă doar castelele Peleș și Pelișor cunoscute publicului, ci cuprinde o serie de mai multe clădiri ce nu există în circuitul turistic. Unele sunt în stare de conservare, dar în realitate au ajuns ruină, ori complet distruse. Așa se întâmplă cu alpinariul regelui Ferdinand sau Juniperus, cum se numea căsuța din copaci a reginei Maria.